Pe data de 12 septembrie 1962, președintele John F. Kennedy a ținut faimosul discurs despre aterizarea pe lună până la sfârșitul acelui deceniu. În acel moment, astronauții de la NASA aveau doar câteva ore de zbor în spațiu. Mulți americani au acceptat ideea că Uniunea Sovietică va câștiga cursa spațială care deținea deja recordurile pentru lansarea primului satelit și a primului om în orbita Pământului. Pentru a-și atinge scopul de a ajunge pe lună, NASA a fost nevoită să dezvolte rachete mai mari cu motoare mai puternice decât orice construiseră până atunci. Dar această provocare a trimis inginerii de la NASA într-o nouă lume a problemelor complexe și nemai întâlnite. În acest videoclip vom vorbi despre problemele motorului F1 cu care s-a confruntat NASA și nu vorbim despre motoarele folosite în cursele de Formula 1. Vom vorbi de asemenea despre cum au rezolvat aceste probleme și despre metodele neobișnuite de testare ale motorului. Pentru a ridica racheta Saturn V de pe platforma de lansare, în prima etapă a fost nevoie de 5 motoare F1, fiecare capabil să producă 680.000 de kilograme forță de tracțiune. Pentru a atinge acest nivel de energie, o cantitate enormă de combustibil RP1 și oxigen lichid trebuia să fie pompat în camera de presiune a motorului. Aici, cele două încărcături de propulsie, adică combustibilii menționați mai devreme, trebuiau să facă combustie și să ridice racheta Saturn V de pe platforma de lansare. Doar în prima etapă a lansării urma să fie arsă o cantitate de combustibil echivalentă cu volumul unei piscine olimpice în doar 2 minute. Compania însărcinată cu construirea unui asemenea motor a fost Rocket Dane. Ei au proiectat motorul F1 cu câțiva ani înainte pentru forțele aeriene americane și din cauza faptului că ramura militară însărcinată cu purtarea războiului aerian nu a găsit o trebuință utilă pentru un motor atât de puternic, dezvoltarea acestuia și finalizarea proiectului a fost oprită până când a intrat în scenă NASA. În luna iunie 1962, compania Rocketdyne a supus motorul F1 unor teste de lungă durată, în timpul cărora, pe măsură ce motorul s-a aprins, turbopompa s-a defectat, iar testul a luat o întorsătură catastrofică, fiindcă motorul a explodat. A fost nevoie de efectuarea mai multor teste explozive înainte ca inginerii să găsească defecțiunea și anume instabilitatea combustiei. Aici, carburanții arși în interiorul camerei de presiune ardeau în cantități inegale, cauzând schimbări enorme de presiune. Pe măsură ce o zonă a camerei era umplută cu mai mult oxigen, se acumula prea multă căldură și împingea flacăra în formă de vârtej în interiorul camerei de presiune. Motivul pentru care acest mic aspect a fost atât de catastrofal în cazul motorului F1 a fost din cauza faptului că aveau loc 2000 de schimbări de presiune pe secundă, suficiente pentru a rupe în bucăți motorul. În acel moment, programul spațial Apollo era în plină desfășurare, iar NASA avea nevoie de un motor complet funcțional și capabil să propulseze primul zbor cu echipaj la bord pe lună, eveniment programat la doar câțiva ani distanță. Însă, din moment ce un motor la o asemenea scară nu fusese construit niciodată, soluția problemei nu avea să fie atât de evidentă. Inginerii au început să se concentreze pe placa de injecție care alimenta arderea din interiorul camerei de presiune a motorului. Proiectul original consta într-o singură placă mare de metal care avea mai multe găuri de injecție. Cu toate că era un design comun, motoarele anterioare ce foloseau acest sistem nu au suferit nicio instabilitate, deoarece camera de presiune era mult mai mică, iar combustibilii erau stăpâniți cu ușurință, deci nu exista o astfel de problemă la aprindere. Pentru a rezolva această problemă critică, inginerii companiei Rocketdyne au aruncat o privire în trecut către una dintre primele rachete din lume, racheta V2, care a fost dezvoltată de Germania nazistă în timpul celui de-al doilea război mondial. În această rachetă a fost găsită soluția perfectă pentru a rezolva problema motorului F1. În locul unei singure plăci de metal, racheta V2 avea mai multe duze diferite care separau combustia în mai multe fluxuri. Inginerii credeau că, odată cu controlarea multor secțiuni din motorul F1, problema instabilității combustiei va fi eliminată.
Pentru a transfera această tehnologie la motorul enorm F1 fără să fie nevoie de o reproiectare completă a acestuia, inginerii au adăugat plăcii de injecție deja construite o serie de deflectoare cu rolul de a împărți combustia pe mai multe zone. După ce au testat mai multe design-uri ale noii piese, inginerii au găsit un model potrivit care părea că stabilizează combustia. Noul design a fost supus testelor, iar evident motorul a executat o aprindere perfectă, însă cu toate acestea inginerii nu erau convinși că problema a fost rezolvată complet. Mulți s-au îngrijorat că în timp ce motoarele se aflau în aer, forțele și vibrațiile suplimentare vor provoca o instabilitate motorului. Astfel, pentru a testa pe deplin noul model al deflectoarelor, NASA a plasat o mică bombă în centrul plăcii de injecție și a detonat-o când motoarele au pornit. Ideea a fost că o mică explozie poate crea o instabilitate mult mai mare decât ar experimenta motorul pe căi naturale la sol. Când bomba a explodat, flacăra din interiorul motorului a devenit complet instabilă, dar aproape instantaneu deflectoarele montate pe placa de injecție au atenuat schimbările bruște de presiune și combustia a devenit stabilă din nou. NASA a efectuat mai multe teste explozive, astfel încât să se asigure că instabilitatea provocată de combustie este eliminată complet. De la prima lansare a rachetei Saturn V până în prezent, 65 de motoare F1 au propulsat mulți astronauți în spațiu fără nicio problemă de instabilitate. Uitându-ne înapoi la perioada în care motoarele rachetelor se aflau în stadiul de proiect, ingeniozitatea necesară pentru a depăși toate provocările monumentale apărute de-a lungul istoriei este spectaculoasă. Și cu toate că NASA încă nu s-a întors pe lună, nu putem decât să apreciem incredibilul geniu și dedicația arătată pentru a atinge țelul lui Kennedy. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!